O familie din comuna Băcioi, municipiul Chișinău, își caută cu disperare fata cea mai mică. Copilul în vârstă de 13 ani a plecat de acasă duminică după amiază și nu s-a mai întors. Rudele au anunțat poliția luni după ce au căutat-o pe la toți prietenii, dar nu au mai găsit-o. Sora mai mare a copilei ne-a spus că ea are telefonul deconectat. Potrivit poliției, fata locuiește cu tatăl, două surori și un frate. Ea are 13 ani, părul blond și ochii albaștri. Ultima dată când a fost văzut, era îmbrăcată într-un tricou alb și pantaloni de sport negri. Cei care au văzut-o pe Mădălina sunt rugați să sune imediat la 112 sau la numărul de telefon 060 953 882.